Binecuvântat să fie numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Prin Harul lui Dumnezeu care l-a revărsat peste noi în această dimineață, ne bucurăm că suntem în casa lui Dumnezeu și în această dimineață Dumnezeu și-a înnoit bunătatea față de noi. Și ne bucurăm, fraților, și cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 4, spunea omului Dumnezeu și îndemna biserica să se bucure. Bucurați-vă în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă, să vi se fie numele lui Dumnezeu. În această dimineață vrem să ne bucurăm și avem motive să ne bucurăm aici, fiindcă suntem în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru, fiindcă noi, în numele Domnului, am venit în locul acesta, slăvit să fie numele lui Cel Sfânt. Spunea tot Apostolul Pavel Romanilor, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz. Dumnezeu să ne ajute ca noi să ne bucurăm în nădejde, avem o nădejde, ne bucurăm aici, fraților, și odată ne vom bucura în împărăția lui Dumnezeu, dacă noi ne vom păstra vrednicia și chemarea, slăvit să fie Bunul Dumnezeu. Ne ridicăm pe picioare și chemăm numele Domnului peste noi, dar mai întâi mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici, ca în această zi să ne putem deschide inimile și să ne bucurăm pe picioare, vom înălța o rugăciune către Dumnezeu nostru. Și rugăciunea aceasta, vrem să o înălțăm, o rugăciune de mulțumire, căci Dumnezeu pentru noi a păstrat timpuri atât de bune și avem motiv, suntem motivați la această rugăciune ca să-i mulțumim, să-i glorificăm numele lui Dumnezeu și ca Dumnezeu să ne umple inimile de bucurie, căci mă gândesc să bucurau oamenii lui Dumnezeu, treceau prin încercări. Dacă ne uităm în Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 40 și 41, ei în 40 au fost bătuți cu cunuiele, dar în 41 spune cum ei se bucurau, cum ei se bucurau că au parte de suferință și noi în binile acesta, noi în libertate să nu ne bucurăm. Haideți, fraților, să fim plini de bucurie, glorie lui Dumnezeu în veci de veci. Ascultăm, pentru ca să ne plecăm genunchi înaintea Domnului, trei versete din Cartea 1 a Tesalonicenilor, capitolul 5, versetul 16, 17 și 18. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Amin. Yeah.
unde n-ați venit eu când pot de întâlnire cu El. Ne bucurăm la această dimineață, pentru că avem și cina Domnului, când vom sta cu Domnul Iisus la masă și vom mânca din trupul Lui și vom bea din sângele Cel Sfânt. Și avem un botez când trei suflete s-au hotărât ca să încheie legământ cu Domnul Iisus. Zic că Domnul Iisus se binecuvinteze și El se lasă protecția Lui peste ei. Se călăjească și se fie cu ei. A doua rugăciune o facem pentru cei bolnavi, pentru că sora Ioana este bolnavă în București. Vrem să ne rugăm pentru ea, că Domnul Iisus o vindece, să lasă vărsat de necare. Le vor ridica picioare și vom da citire din Marcu, capitolul 1, versetul 29, 30-31. Tămădirea soacrei lui Petru. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacob și Ioan în casa lui Simon și lui Andrei. Soacra lui Simon stăcea în pat, prinsă de frigul și îndată au vorbit cu lui Iisus despre ea. El a venit, a luat-o și a ridicat în sus și a lăsat cu frigurile. Apoi ea a început să răspujească. Amin. Fiindcă bunătatea lui Dumnezeu ne-a vedeat și îndurările Lui n-au ajuns la capăt. Dumnezeu și-a revărsat îndurarea peste noi și am putut să stăm de vorbă cu Creatorul nostru. Să-i spunem Lui tot ce am mai avut de spus, să-i spunem că iubim, că și El ne-a iubit întâi. Așa spune Apostolul Pavel Romanilor, El ne-a iubit întâi, slăvit să-i fie numele. Vrem să-i mulțumim cu toți împreună prin rugăciunea Tatălui nostru. Așa toți sunt pe picioare pentru timpul de rugăciune. Amin. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri și nu ne lăsăm pe ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava
mai mare și de cuvântare și îngurarea Domnului, că este timp, în casa Domnului slăvit să fie Domnul. Și vreau să vă mulțumesc, fraților, și zic ca Domnul să vă binecuvânteze, că v-a pus pe inimă Duhului Cel Sfânt să fiți în casa Domnului. Că Psalmistul, Psalmul 95 spune, veniți să cântăm de veselie Domnului și să strigăm de bucurie către cine? Către stânca mântuirii noastre, slăvit să fie Domnul. El este stânca mântuirii noastre și doresc ca în această dimineață Domnul să mai deschidă cerului o clipă. Și să mai lasă căliurile lui de apă vie, să mai curgă de sub tronul casei Domnului și orice inimă să-L simțească că El e viu și lucrător, slăvit să fie Domnul și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Fratele Pavel Orjo a anunțat că astăzi avem două bucurii, fraților. Avem prima bucurie, cea mai mare sărbătoare a cultului pentecostal, când trebuie să mâncăm din Domnul și să bem din El. Asta e cea mai mare sărbătoare și noi bem din stânca mântuirii noastre, slăvit să fie Domnul. În doilea rând avem trei tineri care astăzi vă hotărâți să-ți predeie viața în mâna Domnului și intră în cea mai mare familie, în familia Domnului Iisus. Domnul să fie Dumnezeu. Amin. Ne ridicăm pe picioare. Și înainte ca să intrăm în slujba pe care ne stă față, vom chema pe Domnul și fratele Ion Gradu, Domnul să binecuvinteze. Amin. 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 Să așa cum stăm ca înainte, ca fratele păstor să doresc să citească textul de bază, să cântăm, să stai pe slujba. Să stai pe tunca,
învățându-i și botezându-i și cele două sărbători pe care Mântuitorul le-a poruncit, sărbători care au de-a face cu moartea Lui, în fiecare dintre ele ne identificăm cu jertfa Domnului Iisus Hristos de pe cruce. De aceea, cu îngăduința dumneavoastră și cred cu voia Domnului, vreau să aștern înaintea noastră un cuvânt din Scripturi care se găsește scris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. De la versetul 37 la versetul 43, Sfântul Evanghelist Luca scria următoarele cuvinte. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin! Mare bucurie, fraților, și să fim de bucurie că Dumnezeu astăzi îți mai face lucrarea sa pe pământul Zăcătorului să ne binecuvânteze. Îi mulțumim în milocul nostru la avem pe fratele păstori, Domnul să-l binecuvânteze. Pe un vechi prieten a familiei Volta, dar un vechi prieten și a bisericii de fel din Măsie și zic ca Domnul să-l binecuvânteze, să-l umple de putere, să spunem și noi ca să avem de altădată, vorbește Doamne că nu uite ce fac. Dar noi ce trebuie să facem? Să ne deschidem și să ne rugăm ca Domnul să-i dea o ușă de cuvânt în această zi. Apostolul Pavel era cel mai mare apostol dintre toți apostoli și ori de câte ori se ridica în picioare, ce facea? Apela la biserică. Spunea, rugați-vă ca nu omul să vorbească, ci cine? Duhul lui Iisus. Slăviți să fie Domnul. Și rugăm că Dumnezeu în această dimineață ca El să vorbească, glorie Domnului. Fratele păstor mi-a
am citit din Fapte, dar prima poruncă care dă Domnul Iisus fraților, după ce o învia, le spună ucenicii. În Marcu, fraților, capitolul 16, spune în felul următor. E la versetul 15. Duceți-vă în toată lumea și propăziți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu? Oamenii buni, prima poruncă a Domnului Iisus și-o dă ucenicii după Evanghelia. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede, se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu, o sândit. Aici e porunca, fraților. În versetele astea, o sânda și viața veșnică și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. În continuarea slujbei din această zi, avem de lucru pe sora Janina, Domnul se bine, și pe sora Silvia, Domnul se bine, vedeți, fratele Pavel și sora Eliană. Și știi ce mă bucur, fraților? Spune cu o biserică, vie ce face. Se înmulțește, nu? Biserica din Moisei, o biserică din... Săptămâna trecută, am avut niște frate la Suceava, sâmbătă seara cu Părinte Luiza, și mă zicea, Domnul Pasu, cu Duhul Sfântului, se vine cu tine. Tine, una e mai în vârstă, e vârsta mea, dar pe ceilalți în spine. Și știi ce vreau să vă spun, oameni buni? Dumnezeu tineretul scoate la el. În Psalmul 110, dacă nu mă așa, spune, vine tineretul tău la tine, cum? Tineri. Ăștia mai bătrâni, știi ce fac? Să tare greu în schimb. Și să țin cu amândouă mânurile de tradiții, date și obicei. Tineretul nu. Pe care îi cheamă Domnul, vin în casa Domnului și zic ca Domnul să vină cu mintea. Și mai vreau să mai spun un lucru. Oameni buni, pentru un singur păcătos care se întoarce la Domnul, cum o iei? Încerc. Uitați-vă la Filip. Când faminul etopian s-o întorcă, cumpăra cartea prorocului Isaia, s-o pus în mișcare cerul și pământul. Pentru un singur om. O văzut pe sincer și cerul și pământul. Cerul, tremete Dumnezeu în unge cu misiune specială la Filip. Și spune lui Filip, du-te și pământul. Au auzit oameni, pentru un singur om. Iar în Isaia 4:4, dacă nu mă înșel, spune, pentru că ai preț în ochii mei și ești prețuit, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Slăviți să fie Domnul. Ăsta-i Dumnezeul nostru. În continuarea slujbe, sora Janina m-a luat pe Domnul Popătare, sora Silvia m-a luat pe Domnul Popătare și fratele Pază și sora Ianu.
dar spre ținutul Haranului, părăsind corturile din Berșeba, Iacov ajunge într-un loc pustiu peste noapte și obligat să doarmă acolo. Căpătâi avea doar o piatră. În timpul nopții, acel care veghează umbletele fiecăruia dintre noi se arată în vis lui Iacov și Iacov vede o scară care leagă cerul de pământ. Îngerii lui Dumnezeu se urcau și coborau și cel care stătea sus, Dumnezeu, îi face o făgăduință. Când Iacov se trezește din somn, exclamă următoarele cuvinte. Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Nu știu dacă crezi și știi că Dumnezeu este prezent aici, dar Domnul Iisus Hristos a mărturisit acolo unde doi sau trei se adună în numele meu, spunea Iisus. Eu voi fi în mijlocul lor. Amin. Ne-am adunat în dimineața aceasta nu în numele unui om, ci în numele lui Iisus Hristos. Și pe El îl cinstim. Pentru că El este credincios întotdeauna să-și împlinească făgăduințele. Dragii mei, cu ocazia acestor sărbători pe care Biserica din Moisei le are în ziua aceasta, aș dori să ne apropiem cu smerenie de cuvântul vieții, convinși fiind că orice cuvânt pe care Dumnezeu îl rostește este un cuvânt care are putere. Așa a mărturisit Îngerul Gabriel atunci când s-a prezentat la Sfânta Fecioară. Evanghelistul Luca, în capitolul 1, versetul 37, redă o parte din dialogul dintre Înger și Maria. Când îi spune, îi vestește ce va face Dumnezeu prin ea, tânăra fecioară se întreabă, dar cum se poate întâmpla lucrul acesta? Eu sunt fecioară, nu știu de bărbat. Și Îngerul îi spune, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Acel care a rostit cuvântul și lucrurile au luat ființă, este acel care ține și astăzi cu viață toate lucrurile pe care le-a creat. Stăm în fața aceluiași Dumnezeu, care nu se schimbă în scurgerea vremii, iar cuvântul Lui are aceeași putere, mărit să fie numele Domnului. Am citit în adins un cuvânt din cartea Faptele Apostolilor, întrucât cartea aceasta este certificatul de naștere a Bisericii Creștine. Și fiecare dintre noi, indiferent de ce am fost învățați, ar trebui să ne adâncim privirile în cartea aceasta și să ne întrebăm cu cea mai mare sinceritate. Seamănă biserica în care eu m-am născut sau de care m-am lipit cu biserica prezentată la începuturi în Scripturi? Găsesc în biserica mea, în comunitatea lui Hristos, lucrurile pe care le găsim relatate la început în Sfânta Scriptură? Ei, lucrul acesta, repet, ar trebui să fie preocuparea fiecăruia dintre noi, indiferent că ne numim penticostali, baptiști sau alții. Oglinda și măsura, canonul trăirii noastre trebuie să fie cuvântul Domnului. Biserica nu este o organizație, deși biserica trebuie organizată. Biserica este un organism viu, a cărui cap este Iisus Hristos. El o zidește, El o ocrotește și El o călăuzește. Biserica nu e o instituție moartă. Și amintea fratele Pavel faptul că trei suflete se adaugă bisericii din Moisei este dovada că biserica aceasta e vie, că naște prin puterea pe care Dumnezeu v-a dăruit-o. Și lucrul acesta
este arătat în Scripturi cum Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, zidește biserica Lui. Nu oamenii se străduiesc să facă lucrarea aceasta. Și noi spunem, e biserica noastră. Domnul Iisus avea alte cuvinte. În Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 18, în dialogul pe care îl are cu Filip, Domnul Iisus Hristos cu Petru îi spune așa, și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica a Lui, a Lui Hristos. Nu ia penticostalilor, nu ia baptiștilor, e biserica Lui Hristos. Și porțile locuinței morții nu o vor birui. Câte bătălii s-au dus în lungul secolelor pentru biserica Lui Hristos și câți au vrut să o îngroape, începând cu Nero și alții înaintea Lui, cezarii care au fost încă din timpul Domnului Iisus și vremurile care s-au succedat și cei care au urmat și-au dus bătălia lor cu biserica fără armată, fără bani, fără politici în care să se ascundă și biserica a dăinuit. De ce? Pentru că oamenii au fost iscusiți? Nu. Și pentru că este unul care e veșnic. Și-o zis, biserica mea, porțile locuinței morții nu o vor birui. Apoi, Dumnezeu vorbește despre biserica Lui și despre poporul Lui și în cartea profetului Zaharia, în capitolul 2, versetul 8, cuvântul Scripturilor spune următoarele. Zaharia, capitolul 2, versetul 8. Și dacă îl scrii cu litere mici, nu mă scrie. Căci așa vorbește Domnul oștirilor. După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit. Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui. Așa ne vede Dumnezeu și așa a văzut Dumnezeu biserica întotdeauna. Cine se atinge de ea, se atinge de lumina ochilor Lui. Cobor la textul citit și aș vrea să îndrept privirile dumneavoastră spre cuvintele pe care eu nu le-am citit, dar le vom citi împreună, spunându-vă căci mesajul pe care apostolii l-au predicat în lucrarea la care Domnul Iisus i-a chemat, i-a trimis și i-a însoțit, a fost un mesaj care a cuprins moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Ne găsim în perioada Rusaliilor, când este relatat capitolul 2 din Fapte și Petru se ridică în picioare. Capitolul 2 din Fapte, versetul 22 până la 24, ne spune un crâmpei din ceea ce Petru a predicat acelora care stăteau să-l asculte. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrurile pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, deslegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Deși Petru ar fi putut vorbi despre vindecarea soacrei lui, oameni buni, să vă spun minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în viața mea. Deși Petru ar fi putut aduce argument pe scuirea minunată, să vă spun cum o noapte întreagă n-am prins nimic și a venit Mântuitorul și ne-a spus, îndepărtați-vă de țărm
și aruncați mrejile pentru pescuit. Petru alege să zugrăvească înaintea celor care îl ascultau moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că acestea sunt mesajul Evangheliei și aceasta e lucrarea mântuitoare. Crucea, suferința, moartea, dar și învierea glorioasă prin care Dumnezeu a arătat cine este Domnul Iisus Hristos. Ei, în fața acestei realități, oamenii au răspuns mesajului Evangheliei și așa cum se citea în ultim versete, în ziua aceea aproape 3000 de suflete s-au adaus la numărul ucenicilor și putem vorbi deja despre prima biserică. Am vrut să aduc înaintea noastră aceste lucruri și așa cum spuneam de la început, vreau să fie mai mult o provocare pentru fiecare dintre noi și toți ne dorim împărăția lui Dumnezeu, toți dorim ca finalul de drum să-l trecem în împărăția cerurilor, dar este o provocare să mă întreb, biserica de care m-am alipit, biserica pe care o slujesc și o susțin, seamănă ea cu biserica de la începuturi? Și pentru asta, împreună cu dumneavoastră, folosindu-ne doar de cuvântul Scripturilor, aș vrea să văd cine au fost oamenii care au făcut parte din prima biserică. În primul rând, în textul nostru citit, ne întoarcem în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, și recitim împreună versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați. În primul rând, oamenii care au intrat în biserică au fost oameni care au primit mesajul rostit de Apostolul Petru. Oameni care au înțeles ce le-a vorbit Petru. Oameni care s-au agățat de adevărul pe care Sfântul Apostol Petru l-a predicat, l-a rostit înaintea lor. Însăși Mântuitorul, în vremea în care El vorbea, ar fi putut uimi auditorul din vremea aceea, vorbindu-le despre lucruri pe care ochiul omenesc nu le-a văzut, să le spune lucruri de la Tatăl din cer. Dar Mântuitorul alege un limbaj, o vorbire simplă și împărăția măreață a lui Dumnezeu o aseamănă cu un năvod, cu un semănător care a mers să-și semene sămânța în ogorul lui, cu un păstor care își păstorește turma și a adus lucrurile de sus, din slava cea mai înaltă, la nivelul oamenilor. Știți de ce? Ca să-L înțeleagă ce vorbește. Evanghelia după Matei, capitolul 13, cu versetul 51, Domnul Iisus pune o întrebare după ce a rostit pilda neghinei și pilda semănătorului. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Nu e important să fim într-un loc martor la ce se petrece, fără să înțelegi nimic. O liturghie moartă. M-au încântat cântările. A fost ceva acolo, un spectacol religios. Dumnezeu rostește cuvântul Lui, un cuvânt care are putere, pe care trebuie să-L înțeleg. Oamenii care au intrat în biserică au înțeles ce le-a vorbit Sfântul Apostol Petru. Preocuparea aceasta a lui Dumnezeu de a înțelege lucrurile care se spun, o găsim și în cartea lui Nemia, capitolul 8, versetul 7 și 8. Se spune despre învățatul acesta întors din ținutul Babilonului după robia babiloniană, că s-a întors în țara lui Israel. Nemia e lângă Ezra, îl găsești mai repede acolo decât el. Nemia, capitolul 8, versetul 7 și 8.
N-am să citesc numele acelora care sunt prezentați și ultimile trei rânduri. Leviții lămureau poporului legea și fiecare stătea la locul lui. Ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și îi arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Ne apropiem de cuvântul Scripturii pentru a-L înțelege. Nu este o concurență între vorbitori care ne uimesc mai mult, ci Dumnezeu a vrut ca lucrările Lui să fie înțelese. De ce? Cartea Roman, capitolul 10, versetul 17, ne spune Sfântul Apostol un lucru foarte important. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Pot să cred orice, bun sau rău, dar credința mântuitoare trebuie să aibă de-a face cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Credința care mântuiește vine în urma auzirii, iar auzirea aceasta trebuie să conțină cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni dintre noi nu poate crede un lucru despre care nu a auzit. Prima dată trebuie să fiu informat de lucrul respectiv, să mi se aducă argumente și apoi voi crede. Primii oameni care s-au atașat bisericii au fost oameni care au primit mesajul, ne spunea Fapte 2:41. Apoi oamenii aceștia care au primit mesajul lui Dumnezeu, al cuvântului Său, versetul 37 din Fapte 2, citim împreună la mesajul rostit de Sfântul Apostol. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care atinge inima noastră. Noi putem vorbi intelectului, putem înțelege sau nu înțelege. Noi putem vorbi minții omenești, putem fi acceptați sau să nu fim acceptați. Dar cuvântul lui Dumnezeu are putere de a penetra inima împietrită din cauza păcatului. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, dacă e așa, ce trebuie să facem? Deci cuvântul lui Dumnezeu trebuie propovăduit cu claritate, ca oamenii să-L înțeleagă, iar Dumnezeu asta nu mai ține de om, ca acel cuvânt să pătrundă în inimă. V-aș da un exemplu din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 14. Este vorba de Lidia, vânzătoarea de purpură. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta, pentru că predica însăși Marele Apostol Pavel. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Noi nu avem cheie pentru inima omenească, dar este unul care ne-a creat, care poate despietri cea mai împietrită inimă, și acesta-i Dumnezeu. Acel care a deschis inima Lidiei este acel care a deschis inima celor îmbrăcați în alb. Este acel care a deschis inima multora dintre noi care a mărturisit credința noastră în apa botezului cu multă vreme sau puțină vreme în urmă. Este acela care are putere încă să mai deschidă inimi și îl rog pe Dumnezeu să atingă inimile noastre. Pentru că în împietrirea păcatului, doar Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, ne aduce în fața realității de a-i da dreptate lui Dumnezeu și a vedea că avem nevoie de oferta mântuirii Lui.
Apoi versetul 38 din ceea ce am citit, îl citim împreună din Fapte 2. După ce au fost oameni care au primit, după ce au fost oameni care au rămas trăpunși în inimă, l-au întrebat pe Petru ce să facem, versetul 38 scrie așa: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Un cuvânt pe care unii îl consideră confesional, că aparține unei secte, unei grupări pocăința. Și așa și numesc pocăiții. Bine ar fi. Dar cuvântul acesta n-a fost inventat de oameni, nici de secte. Cuvântul acesta a fost prima predică a Domnului Iisus Hristos. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Apoi a venit Ioan Botezătorul cu același mesaj. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și apoi au venit apostolii și au rostit aceleași cuvinte. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Ce înseamnă pocăința, dragii mei? Înseamnă să te muți dintr-o grupare religioasă în alta? Sau pocăința înseamnă cu totul altceva? În primul rând, Scripturile mărturisesc și zugrăvesc pocăința ca o părere de rău pentru viața trăită. Petru le spusese: voi l-ați răstignit pe Domnul vieții și Dumnezeu l-a înviat. Și oamenii aceștia s-au identificat cu păcatul lor, a națiunii, a mai marilor lor. Și au zis: suntem vinovați de sângele lui Iisus. Dar ce să facem? Ei, în fața recunoașterii vinovăției este soluția pocăinței. Sfântul Apostol Pavel scria în Cartea 2 Corinteni, la capitolul 7 cu versetul 10, și spunea următoarele cuvinte: în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte. Adică vrea să spună Sfântul Apostol căci pocăința are de-a face cu părerea de rău, cu căința pentru lucrurile rele pe care le-am făcut. Dar asta poate fi în felul lumii sau poate fi după voia lui Dumnezeu. Permiteți-mi să vă spun o scurtă istorioară, o întâmplare. Lucram în una din întreprinderile Clujului cu mulți ani în urmă. Și printre colegii care îi aveam, erau oameni iubitori de pahar. În schimbul 2, când eram după masă și șefii nu prea erau cu noi, erau unii dintre ei care se retrăgeau undeva prin vestiar și consumau alcool. Unul din ei întotdeauna exagera, îi plăcea alcoolul de numai. Și după ce a aburit de alcool, revenea în comunitate, se certa când cu unul, când cu altul. Nu știa ce face. Pleca seara acasă și când venea în cealaltă zi, cunoscându-și comportamentul, dar neștiind concret ce a făcut, venea și mă lua deoparte: pocăitule, hai un pic, ce-am făcut ieri? Și îi spuneam: te-ai certat cu ăla, ai aruncat după ălalalt, l-ai înjurat pe ălalalt, și începea să plângă. Îi părea rău și era rușine. Și în aia la altă zi, când colegii îi făceau semn, vii, era din nou la pahar. Era o părere de rău atunci și rușine de oameni, dar care nu ținea mult. Ei, când întristarea asta e după voia lui Dumnezeu, când cuvântul lui îți străpunge inima, când îi dai dreptate lui Dumnezeu, de sfințenia lui, de lucrarea lui mântuitoare,
puterea lui Hristos îți transformă inima și nu e un lucru care să țină o zi sau două, ci o părere de rău care aduce o pocăință pentru toată viața. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și ducând mai departe gândul acesta, nu doar părerea de rău, că nu facem nimic cu asta, concretizând ceea ce nu-i place lui Dumnezeu sau păcatul, părându-ne rău pentru El, este un pas mai departe. Și în Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetul 17 și 18, e vorba de fiul risipitor. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Și-a venit în fire. Dar nu a rămas să recunoască, eu sunt la roșcove împreună cu porcii și în casa tatălui meu este belșug. Și a venit în fire, a recunoscut realitatea și a zis, lasă versetul, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și s-a ridicat din starea lui și s-a dus la tatăl. Asta înseamnă pocăință. Să definești lucrurile care nu plac lui Dumnezeu din viața ta, să le mărturisești înaintea lui Dumnezeu și apoi să le părăsești, pornind pe drumul care duce spre Tatăl. Oamenii care au făcut parte din prima biserică au fost oameni care au primit mesajul Cuvântului Dumnezeu, au fost oameni a căror inima a fost străpunsă de Cuvântul lui Dumnezeu, au fost oameni care s-au pocăit și nu în ultimul rând, versetul 38 din Fapte 2, ne întoarcem la ceea ce am citit. Cuvântul Evangheliei mărturisește așa. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Au fost oameni care nu doar s-au pocăit, ci au fost oameni care s-au botezat. Îmi îndrept privirile de aici înainte, în timpul pe care îl voi folosi, mai mult spre voi. Faceți un lucru extraordinar. Și nu vă faceți de lucru, în primul rând, cu biserica din Moisei. Voi vă faceți de lucru cu Dumnezeu. Iar botezul are un rol mântuitor. Sfântul Apostol Petru spune în prima lui scrisoare, 1 Petru, capitolul 3, versetul 21. Iată ce spunea Petru printre altele acelora din vremea lui. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curăție de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Lasă-te rog un pic versetul acesta. Ce nu este botezul? Nu e o curăție de întinăciunile trupești. Nu poate apa spăla păcatele voastre și a nimănui. Și botezul este o mărturie a unui cuget care a fost curățit de sângele lui Iisus Hristos. Spune Petru, este o icoană și icoana întotdeauna reprezintă o ilustrație, reprezintă o realitate, dar ea nu-i realitatea. Privim fiecare dintre noi un tablou sau ceva, nu acolo-i muntele sau valea. Ea există undeva realitate, dar aici e doar icoana. Ei, așa spune Petru, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul. Are putere mântuitoare. Dar atenție!
Botezul nu te spală de păcate. Dacă vii aici la apa botezului, înainte de a te întâlni cu Mântuitorul, vii cu păcatele la purtător. Intri în apă păcătos uscat și ieși afară păcătos ud. Și tot păcătos rămâi. Dar dacă ai avut un moment în care să stai în fața lui Hristos și a Evangheliei Lui și prin puterea Duhului Dumnezeu ți-a atins inima și ți-a dat puterea schimbării, când vii la apa botezului, vii cu cugetul curat și mărturisești minunea și lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Dumneavoastră îi cunoașteți mai bine decât mine. Le știți viața de dinainte, le veți vedea viața de aici înainte, dar le cunoaște și viața din momentul în care au spus: noi vrem să ne botezăm, să ne atașăm Bisericii lui Hristos. Dragii mei, mă întorc și zăbovesc un pic asupra acestei lucrări care este botezul. Așa cum spuneam, lucrurile nu se petrec doar aici. Aici este o icoană. Botezul are de-a face cu sferele cerești. Când lucrul acesta se petrece pe pământ, ceva se petrece și în ceruri. Același evanghelist Luca, pe care a cărui citate le-a mai folosit în ziua aceasta, în miezul Evangheliei sale, mai precis în capitolul 15, prezintă trei pilde. În fiecare prezintă o pierdere, o căutare, o găsire și o mare bucurie. Este vorba de oaia pierdută, de drahma pierdută și de fiul pierdut. Cineva pornește în căutarea lor, doar fiul este așteptat de tatăl. Dar întâlnirea și regăsirea lor naște o mare bucurie. Luca, capitolul 15, iată ce spune Domnul Iisus în pilda Lui. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Este cineva care n-are nevoie de pocăință? Poate în ochii lui, dar în ochii lui Dumnezeu nu este. Dar pentru a arăta bucuria din ceruri, spune Domnul Iisus, pentru unul singur, dar pe pentru trei. Pune și versetul 10, tot din Luca 15. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Lucru pe care am vrut să-l aduc înaintea dumneavoastră este să arăt că lucrurile nu se petrec doar aici, ci este ceva ce se petrece în sferele cerești, înaintea tronului celui veșnic. Botezul vostru are legătură cu cerul. Botezul tău, atunci când a fost, a avut legătură cu cerul. Ceva se petrece. Întorcându-ne la versetul 21 din 1 Petru 3, fără să-l citim de pe monitor, Petru spunea că botezul este mărturia unui cuget curat. Domnul Iisus Hristos în predica Lui, în Matei capitolul 10, versetul 32 și 33, spune următoarele cuvinte. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Îmi spune Scriptura că botezul este o mărturie. Că înaintea oamenilor eu îl mărturisesc pe Dumnezeu și înaintea oștirii cerești,
Dumnezeu se laude cu mine, Dumnezeu se laude cu voi și nu-i rușine. Cât de mult ne place, la cei care ne place, poate n-or fi toți așa, să fim prieteni, nu cu cerșetorii, ci dacă se poate cu oamenii cei mai înalți din societate. Să știu că-s prietenului cu tare, un om cu nume. Ei, Biblia duce lucrurile mai departe și spune, nu ești prietenul unui muritor, ci tu ești prietenul lui Iisus Hristos. Și El va mărturisi numele tău înaintea oștirii cerurilor. Când? Atunci. Și dacă tu nu te rușinezi să mărturisești numele Lui. Nu v-ați întrebat de ce a ales fratele Pavel și biserica din loc să facă o asemenea sărbătoare publică? N-ar fi putut să-i cheme pe fiecare pe rând, să nu-i să vadă nici ei între ei, să-i boteze și să le dea drumul botezați? Că pentru unii botezul e o ciudățenie. Pentru cei care n-au mai văzut un botez în apă, este ceva ciudat. Îmi spunea odată în chip de batjocură unul dintre polițiștii din Cluj într-o discuție cu el. Când aveți, pastore, botez, că vreau să viu să văd, că am auzit că așa-i botezați de numai bulbuci ies de acolo. Și am zis, vino să vezi ce se întâmplă. Pentru unii ceva ciudat. Pentru alții o rutină. Am văzut sute, poate mii de asemenea evenimente. Nu este mai special ca altul. De ce lucrul acesta se face în public? Pentru că este o mărturie. Ei dovedesc că nu le e rușine într-un neam ostil și păcătos să mărturisească credința lor într-un Hristos care a murit, dar care a biruit moartea și e viu în vecii vecilor. Dar, dragii mei ascultători și iubiți candidați de botez, lucrul acesta are implicațiile lui. Și aici aș vrea să adâncesc mai mult lucrurile pe care le spun. Atunci când Dumnezeu se laudă cu noi, ceva se mai petrece în ceruri. Vă aduc înainte un martor al lui Dumnezeu. Numele lui este Iov. Cartea lui Iov, capitolul 1, versetul 1. Și apoi vom citi de la versetul 6 până la versetul 12. În țara Uz era un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Îl prezintă Dumnezeu în cuvântul lui, un om temător de Dumnezeu, un om care trăia neprihănirea. Dar iată de la versetul 6. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satan în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Și nu mințea vrăjmașul. Adam, prin tranzacția neascultării, Dumnezeu l-a creat pe om să stăpânească pământul. Prin neascultare, Adam l-a dat în mâna vicleanului. Și el, când a venit înaintea lui Dumnezeu, a zis, pământul e al meu și vin din el, de la plimbarea pe el. Și Dumnezeu a zis, Satane, stai un pic. N-ai văzut-o acolo pe robul meu, Iov? Cum îmi spui că pământul cu tot ce pe el îți aparține? Este cineva acolo asupra căruia tu nu ai drept. Ăla e al meu. N-ai văzut pe robul meu, Iov? Nu-i nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care încă se mai teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?
Nu l-ai ocrotit tu pe el și casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara? Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul zis Satanei, iată-ți dau pe mâine tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satan a plecat dinaintea lui. Dumnezeu a îndreptat privirile sale pe un pământ care îi da pe mâna celui rău prin neascultarea lui Adam. Un cuvânt recâștigat de Domnul Iisus prin jertfa de pe Golgota, dar un pământ pe care încă Dumnezeu nu l-a întăbulat. Are dreptul, a plătit prețul, dar nu l-a trecut pe numele lui. Și diavolul își face lucrarea și înaintea cerului și înaintea oamenilor are obrazul să spună, pământul e al meu. Și Dumnezeu spune, uită-te un pic. Nu vezi că sunt oameni care nu ascultă de tine? Cum poți să spui că pământul este al tău? Și voi sunteți oamenii cu care Dumnezeu se laudă și are așteptările lui de la voi. Și diavolul știa ce înseamnă mentalitatea omenească. Și-a zis, da, uite-te, știi de ce se teme Iov de tine? Știi de ce se supune și caută neprihănirea? Pentru că turmele lui umplu țara. Pentru că i-ai dat bogăție mai mult decât avea nevoie. Adică, iubirea față de tine, nu iubire, i-ai cumpărat-o. Dragii mei, dacă Dumnezeu ne-ar da jeepuri la toți din adunarea din Moisei, eu sunt convins că toți ar veni aici. Dacă Dumnezeu ne-ar feri și moartea să nu treacă niciodată pragul casei noastre, toți oamenii ar căuta un asemenea loc. Dacă boala și întristarea n-ar face parte și din viața noastră, toți l-ar căuta pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu are nevoie de astfel de oameni. Ci Dumnezeu are nevoie de oameni care îl iubesc degeaba. Adică dezinteresați. Că dragostea de Dumnezeu nu-i degeaba. Ea va avea o răsplată. Dumnezeu a promis împărăția. Dar să pornesc pe drumul acesta dezinteresat de ceea ce Dumnezeu îmi oferă. Nu de puține ori cu durere am ascultat mărturia unora care au trecut prin apa botezului și spuneau cam așa. M-am pocăit de 3 ani de zile și bărbatul meu continuă să bea, să se poarte urât cu mine. Ce Dumnezeu e Dumnezeul acesta? Și atunci abia se oprește și se întreabă, oare nu m-am grăbit, nu m-am înșelat? Scriptura ne spune cu certitudine, nu, acesta-i drumul, dar deosebirea dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel care nu slujește lui Dumnezeu se va vedea abia atunci și acolo. Aș citi un cuvânt din cartea, ultima carte a Vechiului Testament, cartea profetului Maleahi, capitolul 3, versetul 18. Le spunea Domnul celor din vremea lui următoarele. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Veți vedea din nou, înseamnă că a mai fost. Și dacă ne uităm cu luare aminte, Dumnezeu a trecut poporul său prin Marea Roșie și pe egipteni i-au îngropat alazurile mării. Atunci s-a văzut deosebirea între cel care este în poporul lui Dumnezeu și cel care nu e în poporul lui Dumnezeu. Când la Sodoma și Gomora Dumnezeu a trimis îngerii lui, l-a luat pe Lot și fetele lui și pe nevastă sa și-o scos afară și-o plouat foc și pucioasă peste Sodoma și Gomora. S-a văzut atunci și acolo
între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Va mai veni o zi asemenea acestora. Până atunci, ne încălzește același soare, buni și răi, indiferent cum suntem, Dumnezeu în bunătatea Lui face să răsară soarele Lui și peste cel drept și peste cel nedrept. Ne udă și ne răcorește aceeași ploaie. În bunătatea Lui, Dumnezeu trimite stropii de apă ai cerului și peste cel nelegiuit și peste cel neprihănit. Dar va veni o vreme a separării. Să nu vă așteptați că viața voastră va fi mai ușoară că ați trecut prin apa botezului și aveți de partea voastră pe Dumnezeu. E un Dumnezeu atotputernic, care uneori întinde mâna Lui și face semne și minuni, dar ne-o chemat să fim martori. V-aș aminti cuvintele pe care le rostește Domnul Iisus Hristos lui Petru. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 21, versetul 18, spune Evanghelistul o parte din discuția pe care Domnul are cu Petru. După ce îl cheamă, îi dă pastorația peste turmă. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde vroiai. Aveai libertate. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te vei duce unde nu vei voi. Mai vrei să vii după mine, Petre? Te-ai minunat că ți-am vindecat socra. Te-ai minunat la pescuirea minunată. Și un astfel de Hristos dorește lumea astăzi. Unul care să ne satisfacă poftele și căutările noastre. De partea Lui, Dumnezeu caută martori, oameni care să trăiască pentru împărăția Lui, dezinteresați, pentru că va veni o zi a răsplătirilor. Aș merge mai departe, apropiindu-ne de încheierea acestei realități. Obișnuiesc să spun, pentru că Scriptura ne îndreptățește la aceasta, uneori ne apropiem de Dumnezeu având dorințe nelegitime, căutări, așteptări nelegitime și atunci rămânem desamăgit de Dumnezeul pe care îl alegem. Evanghelia după Luca, în capitolul 24, versetul 21, suntem pe drumul spre Emaus, Mântuitorul îi întâlnește pe cei doi oameni desnădăjduiți și oamenii aceștia își descarcă inima. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi e a treia zi de când s-au întâmplat lucrurile. Îi povestiseră despre moartea aceluia cu care stăteau de vorbă. Noi trăgeam nădejde într-un fel, dar iată cum s-au derulat lucrurile. Când vii la Domnul, doar să nu-ți mai bea bărbatul. Când vii la Domnul, doar să-ți măriți fica care a trecut pragul anilor pe care tu l-ai gândit. Când vii la Domnul, doar să ai prosperitate în afaceri, te înșeli. Și Dumnezeu te va dezamăgi. Când vii la Domnul, să mărturisești că într-un neam ticălos și stricat sunt oameni care caută împărăția Lui, Dumnezeu va însoți lucrarea aceasta. Pentru că nu ne lasă Dumnezeu pe niciunul din noi să-L slujim în puterea pe care noi, ca oameni, o avem. Aș citi pentru dumneavoastră un verset din Psalmul 138, versetul 8. Cuvântul Scripturii mărturisește astfel. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Nu-i lucrarea oamenilor. Cred că nu un predicator va convins să spuneți da lui Hristos. Cel ce va convins este Domnul. Iar Dumnezeu, spune psalmistul, știu cât e de credincios. El va sfârși ce a început pentru mine. Niciunul din noi nu stăm în picioare prin propriile noastre eforturi, ci
Cel care desăvârșește lucrarea mântuirii este însăși Dumnezeu. Mă întorc la Iov. A mai fost unul care tot așa a ales să fie martor. Cartea Evrei, capitolul 2, versetul 9 până la 10. Cartea Evrei, capitolul 2, versetul 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Și versetul următor, se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care toate și care ține după voia Lui, vroia ca mulți fii să vină la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. Dumnezeu l-a desăvârșit pe Iisus Hristos prin suferință. Tragedia vremurilor pe care le trăim este că noi căutăm desăvârșirea prin succes. Și în școala lui Dumnezeu asta nu este. Dar de o parte a fost Iov, de o parte a fost Domnul Iisus ca martor. În dreptul lui Iov Dumnezeu a zis, ia-i tot ce are, dar de viața lui să nu te atingi. Când a fost vorba de Domnul Iisus, hotarul acesta a fost șters. Și Mântuitorului i s-a luat însăși viața, pentru ca eu și tu să am nădejde că într-o zi voi fi împreună cu El în slavă. Mă întorc și închei cu două citate din Scripturi. 1 Ioan, capitolul 5, Epistola lui Ioan, capitolul 5, versetul 4. În lumea în care trăim, avem nevoie de putere, pentru că sunt multe bătălii de dus și să rămâi martor în picioare, să ai coloană vertebrală, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruie lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Nu inteligența, ci credința în Cel care înaintea noastră a biruit totul. Și Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Filipeni 1:6. Sunt încredințat, spunea Pavel, și rostesc și eu privindu-vă în ochi, că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă poarte în carul Lui de biruință, într-o lume ostilă, în care veți avea de dus bătăliile voastre. Cel care n-a părăsit pe nimeni va fi alături de voi. El vă va întări și va desăvârși lucrarea voastră în mântuire. Amin. Oh.
Cine crede se botează,
Iisus a murit pentru păcatele tale. Da. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Până când te-ai hotărât să-L slujești pe Domnul Iisus? Până la sfârșitul vieții. Domnul să te binecuvânteze. Baza credinței și a mărturisirii, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează? Cine soarta vieților și a familiilor, concredințelor fratelor și mâna ta puternică. De acum. Mira.
până aici Domnul ne-a ajutat. Amin. Să nu pierdem timpul, putem să-i felicităm. Până atunci, fratele păstor va citi textul de bază pentru cinea Domnului și după aia vom urma dacă tot am venit de la Cluj. Referind să rămâne textul pe care l-am citit din Fapte 2, mă voi întoarce la el, dar pentru unii dintre dumneavoastră care vă întrebați ce înseamnă evenimentul acesta, sărbătoarea cinei Domnului, din Cartea 1 Corintenilor, capitolul 11, de la versetul 23, am să aștern înaintea noastră cuvântul Scripturii. Sfântul Apostol Pavel spunea, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin.
timp. Thank you.
Dar este un Dumnezeu care vechează.
și numele Lui vrem să-L înălțăm. Ne întoarcem, dragii mei, la ceea ce am citit din Scripturi și am citit printre altele în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. După ce au primit propovăduirea și au fost botezați, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Sunt patru stâlpi pe care biserica creștină este zidită. Sunt patru stâlpi care susțin viața fiecăruia dintre noi, fără care niciunul de aici nu putem să-L urmăm pe Domnul cu toată inima, jertfindu-ne viața pe altarul ascultării de Dumnezeu. Oamenii aceștia, în primul rând, stăruiau în învățătura apostolilor, în cuvântul lui Dumnezeu. Scripturile, Noul Testament nu era încă tipărit, nu era scris, epistolele și evangheliile încă nu erau născute, și apostolii prin viu grai duceau mai departe învățătura lăsată de Domnul Iisus Hristos. Iar oamenii aceștia care au trecut prin apa botezului s-au îndrăgostit de cuvintele apostolilor, de cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îmi doresc să-l faceți și voi. Să nu trăiți viața de pocăință după folclorul care circulă. Că la noi, la Cluj, e una. La voi, în Maramureș, e alta. În Suceava, e altfel. Ceea ce este și rămâne adevărat este ce spune cartea asta. Nu e important ce spun eu, nici alții asemenea mie. Dar e important ce spune cuvântul Domnului. Dar pentru asta trebuie să-L citiți. Trebuie să-L cunoașteți. Iar oamenii aceștia, după botez, stăruiau în cuvântul și în învățătura apostolilor. Apoi un alt lucru pe care îl făceau oamenii aceștia era stăruința în dragostea frățească. Este un lucru pe care oamenii îl gestionează într-un mod greșit și arată cu degetul și zic, da, pocăiții se iubesc între ei, se ajută între ei când dau de necaz. Și bine ar fi să fie adevărat asta. Au fost vremuri în care dacă la unul i-o ars casa în 3 săptămâni, comunitatea săracă, bogată cum era, i-o ridica înapoi. Astăzi mai greu, că ne-am divizat fiecare în interesele noastre. Dar oamenii aceștia păstrau o legătură frățească. Voi astăzi, prin mărturia în apa botezului, v-ați identificat cu trupul Domnului Iisus, cu moartea Lui, cum spune Pavel în Romani, capitolul 6, dar vă identificați și cu biserica din loc. Botezul este poarta prin care intru în biserica lui Hristos, în trupul Lui văzut aici pe pământ. Iar oamenii aceștia simțeau nevoia legăturii frățeri. Spuneam la început, biserica nu e o instituție. Biserica este un organism viu care trăiește, care simte. Veți vedea când nu puteți veni odată la program și știți că frații se adună. Vă doare? Sau vă veți simți confortabil în fața calculatorului, în fața televizorului, împreună cu alții, la alte locuri? Dacă acolo vă simțiți, înseamnă că nu sunteți aici. Nu pot să-mi tai un deget să nu simtă tot corpul, dar și el mai sfâgnește. Dar când e la locul lui, simte. Voi ați intrat într-un organism și mă întorc la Scripturi. Nu trebuie să răsfoiesc mult în Faptele Apostolilor, capitolul 4, Petru și Ioan, pentru mărturia credinței lor, sunt luați de sinedriul evreu, bătuți, aruncați în temniță, apoi li se dă drumul. Versetul 23 din Faptele Apostolilor, capitolul 4, mărturisește așa. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor. Ar fi putut fugi acasă, la părinți, la frați, la prieteni. S-au dus la biserica lui Hristos.
pentru că biserica în timpul acesta nu înceta să se roage pentru ei. Simțea biserica pentru ei și simțeau ei pentru cei care erau din trupul lui Hristos. Dragii mei, într-o lucrare tainică, pe care nu poate omul să o facă. Suntem atât de diferiți ca și cultură, ca nivel de educație, ca și posibilități financiare, ca și vârstă. Și totuși simți o afecțiune, o dragoste pentru cel care știi că are aceeași credință ca și tine. Lucrarea aceasta o face Dumnezeu, pentru că El este izvorul dragostei. El ne adună la oaltă și pune în noi dorința de a fi împreună, bucuria de a ne revedea, bucuria de a trăi împreună. Primii apostoli iubeau cuvântul Domnului, învățătura apostolilor, rămâneau în părtășia frățească, o căutau. Iubeau frângerea pâinii, ceea ce spuneam și am citit din cartea 1 Corintenilor, lucru poruncit de Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, a binecuvântat numele lui Dumnezeu, a frânt-o, a dat ucenicilor să o împartă între ei, spunând că acesta este trupul lui. Apoi a luat paharul cu rodul viței, din nou a binecuvântat numele lui Dumnezeu, l-a dat ucenicilor cu porunca bestos din el, că acesta este sângele legământului celui nou, care se varsă pentru voi toți. Iar porunca Domnului era aceasta, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori ne oprim din alergarea noastră și privim spre azimă și rodul vițe, privirile noastre se îndreaptă spre Cel care a murit în locul nostru pe cruce. Dacă într-o zi Dumnezeu va deschide porțile împărăției Lui, nu le va deschide pentru meritele noastre, ci le va deschide pentru acel care a stat pironit între cer și pământ, între cel care a rostit cuvintele Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Toți acei care se pocăiesc, care își însușesc prin credință moartea Domnului Iisus Hristos, vor avea parte de împărăție. Prin lucrarea pe care o săvârșim, noi retrăim, privim spre Golgota, dar privim și spre făgăduința revenirii Domnului Iisus Hristos. Și un ultim gând, și un ultim lucru, cei care stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, stăruiau și în rugăciunea. Dragii mei, sunteți tineri, nu știu pe unde vă vor purta drumurile vieții. Sunt locuri în care oamenii te pot însoți, pot fi alături de tine, dar sunt locuri în care rămâi singur. Și atunci nu-L ai lângă tine, decât pe Cel căruia i-ai promis credincioșie, Cel care la rândul Lui a spus, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până când? Până la sfârșitul viacurilor. Dar ăsta trebuie chemat prin rugăciune. Atunci când ne luăm soarta în propriile mâini, n-avem nevoie să ne rugăm. Le rezolvăm noi pe toate. Dar atunci când ne plecăm pe genunchi și cerem lui Dumnezeu sau mulțumim lui Dumnezeu, ne arătăm dependența noastră de cer, de Tatăl. Recunoaștem că fără El n-am putea să facem și n-am putea să fim nimic, dar prin rugăciune ne identificăm cu Cel care este izvorul binecuvântărilor și mă rog ca Dumnezeu să pună în voi Duh de rugăciune. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Tare, fratele Patru, fratele Mădeam, Să-mi scape din piesa.
când stăm înaintea lui Dumnezeu, invit toată biserica să intrăm într-o rugăciune de mărturisire, după care, cu ajutorul Domnului, voi da citire din 1 Corinteni, capitolul 10, 2 versete. Și în urma acestor versete, doi frați vor cere binecuvântarea peste lucrarea care îi va face în 1920, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 16 și 17. Paharul binecuvântat pe care binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frânge, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, că toți luăm o parte din aceeași pâine. Amin. Înainte de la citire din Matei 26, de la versetul 26 până la versetul 29 inclusiv, lasă-mi voi să-i felicit pe cei trei în numele Domnului Iisus Hristos, să le urez bun venit în marea oastea Domnului Iisus Hristos și bun venit în Biserica Penticostală din Moisei, Domnul să vă binecuvânteze. Câteva versete care le găsesc scrise în Matei, capitolul 26, de la versetul 29, în traducerea Părnărescu, pagina 956. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat zicând, beți toți din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că dacă încolo nu voi mai avea din rost din acest rod al viței, până în ziua când voi vedea cu voi nou în împărăția Tatălui meu.